Așa, deci în primul rând mă numesc Lucian Păcurar, pentru cine nu știe încă, și lucrez la Visma de 2 ani, în principiu pe Angular și front-end, tehnologie în general, și sunt fan front-end. Doi fani. Și o să vorbesc, exact, și cu Berlinul. Prezentarea e aceeași prezentare care am ținut-o și la un eveniment al firmei la Berlin, unde n-am șters nimic din template, am lăsat așa să fie standard, facem și un pic de PR. Și o să vorbesc un pic despre cum anume ar trebui să ne pregătim componentele pentru a le putea distribui cu NPM. Sau alt sistem, dar momentan tot lumea vrea NPM. Ce vrea un application developer în momentul în care ar vrea să folosească o componentă de Angular? Să meargă pe, să ruleze un NPM install, o anumită componentă, să o importe în modulul lui și apoi să folosească, nu știu, Webpack, Browserify sau System.js ca să-și aducă, ca să-și bundle aplicația. Și în același timp, dacă țin cont că e o aplicație Angular 2 Plus sau It's Just Angular, vrea să folosește Head of Time Compilation sau și Tree Shaking. Pentru cine nu e familiar cu Head of Time Compilation sau Tree Shaking, Angular compilează codul tău TypeScript într-un alt cod JavaScript în care renunță la foarte multe lucruri și să facă bundle-ul cât mai mic și cât mai optimizat din punct de vedere al vitezei și al performanței. În mod normal, cine începe astăzi un proiect de Angular, ar lua Angular CLI, ar merge prin tutorialul acela în care folosește CLI, o creează un proiect și are toți pașii cumva setați. Partea de build, partea de development, testele, unit test, end-to-end test. Dar pentru a dezvolta o componentă, Angular CLI nu te ajută cu absolut nimic. Adică nu te ajută să-ți build-ui acea componentă să fie cumva într-un fel redistribuibilă. Și practic, astăzi nu avem niciun tool cu care să facem acest lucru. Partea bună e că în spate, cei de la Google lucrează deja la un tool de genul, îi spune Angular DevKit, nu știu exact dacă o să fie lansat în toamna asta sau nu, dar bănuiesc că la Angular Connect o să vină cu sulă și trâmbițe pentru developeri. Avem și noi un tool într-un final pentru library developers. Dar până atunci s-au gândit că ar trebui să stabilească un așa nume format în care toți care distribuie ceva pentru Angular ar trebui să respecte ca să se asigure compatibilitatea între dezvoltatori de librării, core developers. Astfel au creat un așa zisul Angular Package Format. Ținând cont că componentele sunt la baza oricărei aplicații de Angular, Angular Package Format stabilește un contract între developeri, core developers și library developers și application developers legat de cum anume ar trebui să structurezi codul librăriilor, ce formate de bundling să folosești, optimizări și în același timp să folosească ca tu să creezi o librărie folosind tool-urile existente în ziua de azi. Dacă ai avea o componentă de Angular pe care vrea să distribui, în primul rând ar trebui să o compilezi folosind Angular Compiler. Pentru cine nu e familiar cu Angular Compiler, nu săriți pe geam, nu aruncați cu scaune. Nu e un nou compiler, e doar un wrapper peste TypeScript compiler, care da, e puțin nou. Tot ce face el e că mai adaugă anumite date extra din type information sau din decoratori, astfel încât Angular se poate face acel head of time compilation. Ce se întâmplă cu aplicația, cu modulul tău sau componenta ta? Va trece prin Angular Compiler, care delegă o parte din muncă către TypeScript compiler și apoi generează un set de fișiere JavaScript, niște fișiere metadata pentru head of time compilation și type definition files pentru developers să fie mai ușor. Să poți folosi tipurile în TypeScript mult mai ușor. Și să le publici separat sau Toate trebuie publicate în același modul de NPM. Să vedem mai încolo cum. Pentru partea de bundling, da. Ca să distribui un modul de NPM, ai nevoie să creezi mai multe tipuri de bundle-uri. Primul și cel mai comun este UMD, care poate fi folosit atât pe Node.js, pe client-side sau pe front-end, folosind require sau alt loader, module loader, asynchronous module loader. La cu if. Poftim? La de cu if. Exact, cel cu if-uri. Dacă e definit require, folosește require. Dacă nu e definit require, folosește altceva. Exact. Ăsta e primul pas. Deci, practic, trebuie să compilezi modulul tău, componenta ta în JS și apoi cu un bundler să generezi un UMD module. Asta poți să faci cu Webpack, liniștit, sau cu System.js Bundler. Apoi, ai nevoie să creezi un al doilea bundle
flattened ES module, pe scurt denumit FESM. Cine nu e familiar cu ce înseamnă un FESM, e de fapt un fișier JavaScript cu importul și exportul S6, doar că, adică un set de fișiere JavaScript care se importă unul pe celălalt, o structură, un arbore, care apoi când în procesul de flattening, practic se concatenează și toate numele și importurile care sunt în conflict sunt redenumite. Un fel de minificare mai simplă. Ca și pe vremuri când concatenam JavaScript-ul simplu și atât. Nu făceam altceva nimic pe el. Practic, ce face el? Păstrează toate, șterge doar importurile și o să ai doar exporturi în fișierul tău. Mai puțin importurile din librările third party. Și le concatenează. Da, și toate sunt concatenate și aruncate în același fișier. Dar ce te ajută e la faptul că tool-uri ca și Webpack sau Rollup știu să-ți facă tree shaking doar dacă tu ai importul și exportul S6. Și atunci tu delivery codul în formatul S5, codul JavaScript S5, dar modulele sunt S6. De ce S5? Pentru că Webpack nu știe să încarce S6 încă, ci de fiecare dată când se întâlnește sau SystemJS loader, când se întâlnesc cu un cod S6, cheamă fie Babel, fie TypeScript să compileze în S5. Și future proof, dacă vrei să folosești pe viitor în aplicația ta, cum spunea Andrei, cu ScriptType module, e foarte ok să delivery de acum module flattened și în S2015. Deci, practic, Angular Compiler va trebui să generezi tot setul ăsta de fișiere și apoi să le bundle-i pentru pe fiecare în parte și să le folosești. Flattened e un articol pe internet, dacă o să-l căutați, The Cost of Small Modules, l-am și pus pe TeamJS pe Slack. În Webpack și în module bundler există o problemă pentru că pentru fiecare modul el ți-a dat un pic de overhead. În Webpack 2 era destul de mare și cu cât creștea numărul de module, cu atât creștea și bundle size-ul, chiar dacă, adică pentru aceeași numără de linii de cod de JavaScript, numărul de fișiere determina mărimea bundle-ului. Cu cât aveai 500 de module cu, nu știu, 1000 de linii de cod, creștea, avea un anumit size, dacă le reducea la 250 de fișiere cu același număr de linii de cod, practic module size-ul scădea. Și atunci e recomandă să distribui totul cât mai flattened pentru ca librăriile apoi să poată să funcționeze mai ușor și să nu ai probleme de overhead în aplicație. Au rezolvat asta în Webpack 3. În Webpack 3 au rezolvat-o, da, exact. Au redus foarte mult, dar în Webpack 2 încă nu e. Deci overhead-ul adăugat de Webpack pentru fiecare modul e destul de mare. Și așa că un plugin special. Da. Nu, e o problemă strict de bundling. Exact, exact. Și pentru cine folosește Angular sau și React mai nou, când ai sute de importuri, ai 800 de module care le importi, overhead-ul ăla crește foarte mult. Când ajungi la mii, vă recomand articolul, e foarte fain, explică în detaliu ce anume ce se întâmplă acolo și arată bucăți de cod. Ok, tot pentru Angular, pentru un modul, ca să-l distribui, mai trebuie să mai faci de optimizări, cum ar fi să-ți inline-ui template-urile, să-l treci din fișierele HTML în TypeScript sau în JS, CSS file-urile la fel, să le treci în CSS, ca să distribui doar un singur fișier JS, ca și în React. În React, când trimiți, practic, ai codul JS, care conține și CSS-ul. Și în React sunt multe module care nu respectă și trebuie să încarci și CSS-ul, să-ți mai pui tu un loader că îl are și CSS. Exact. Și ai nașpa dacă respecta toți. Sau dacă nu, Webpack se ocupă de asta, dacă găsește un CSS în acel array de main în package.json, o să încarce și CSS-ul în aplicație. Dacă nu, ar fi ok să le incluzi înăuntru, se ocupă de minificare JavaScript-ul și ok. Ar mai trebui generate Clojure Compiler Annotations. Pentru cei nu e familiar cu Clojure Compiler, e un tool de la Google foarte avansat care îți analizează tot codul JavaScript în baza unor comenturi de tipul JSDoc și îți rescrie acel cod JavaScript să fie mai mic, mai simplu, mai frumos. Și cei de la Google s-au lăudat că în viitor, vorbeam sau poate chiar acum, n-am căutat să văd exact dacă au adăugat sau nu, poți din Angular Compiler să-i spui să-ți adaugi și tipurile pentru Clojure Compiler. Iar la final, când o să creezi acel binar, adică aplicația ta finală care distribui în browser, în index HTML, ng-compiler-ul o să-ți folosească de anotări, să facă codul și mai mic și mai optimizat și să ajungi să ai un hello world la 40 de kilo, 20 de kilo minificat. Deci cumva să te ajute să scapi de absolut orice cod ce nu ai nevoie. Și în același timp să ți le scrie într-un mod cât mai optimizat.
Și ca o optimizare ce recomandă pentru developer e să folosești o singură componentă pe modul. De ce? Pentru că tu când importi o componentă în modul, deja ai creat o referință către ea. Cine e familiar cu ngModule, și o să vedem mai în exemplu de cod, o să vedeți că ngModule de fapt e o clasă cu un decorator în care îi spui că în modulul acesta folosesc componentele X, Y și Z. Deja când ai adăugat acele trei componente, tree shaking nu mai funcționează dacă tu folosești doar una din cele trei. Deci ai un modul cu trei componente, trei importuri și trei referințe către modul de Angular, exact. Și practic, cum ai deja referințe către ele, nu poți să le mai tree shake-ui pentru că îți deja folosite de ngModule. Și atunci, cel mai ok e să-ți creezi pentru fiecare componente din aplicație, și asta mi se pare un pic de boilerplate, exact, să-ți creezi câte un ngModule care apoi le importi la tine în aplicație și folosești componenta din acel modul. Da? Vedem un exemplu imediat. Și cum toate astea deja sună destul de nasol, roll-up, flattened, una alta, nu există tool de la Google, e haos, adică așa mi s-a părut și mie inițial. Există niște third-party tools, ce bine. Unul din ele e ngPackager, care e un command line tool la care îi dai un mic fișier de configurare și îți face toți acești pași și în final, într-un folder dist, ai absolut tot ce ai nevoie ca să ruleze npm publish și poate să fie integrat în orice seed project, more or less. Eu l-am folosit cu Angular CLI să văd dacă merge, l-am folosit în companie să vedem cum am putea face să ne setăm un private npm. E destul de ușor de configurat, end result is good enough. Am rulat doar câteva componente simple, prin el a mers. Al doilea e un Angular Quick Start Lib, sunt mai multe de fapt, dar l-am trecut pe acesta deoarece e creat de unul din developerii, core developers de la Angular DevKit. Și pare destul de solid, dar e un seed project întreg, care dacă deja folosești Angular CLI în aplicația ta, nu ai vrea să mai ai încă un alt seed pe lângă. De ce vrei să folosești Angular CLI? Pentru că ai acea infrastructură pentru teste, end-to-end tests și tot ce ai nevoie, tooling. Deci asta nu e pe npm, e pe GitHub. Quick Start Lib. Că nu e un tool. Nu, e un seed project pe GitHub, da. Deci, practic, git clone sau... Și de acolo începi și faci toată treaba. Dar, cumva, face tot ce face Angular CLI, plus mai ușoară partea de development pentru librării, partea de bundling. Și acum o să trecem la cod. De data asta merge. Pentru că la Berlin nu a mers. Și trecem la Visual Studio Code. În primul rând, în package JSON am adăugat un pas în care efectiv chem ngPackager. Iar jos de tot e... Fac mai mare textul? Se vede foarte mult. Și aici am adăugat ngPackager ca dependință. Fișierul de configurare l-am pus rădăcina proiectului, se numește ngPackageJSON, în care trebuie să definești o schemă ce ia din ngModules, sursa unde se află de fapt modulul tău ce vrei să-l package-ui pentru distribuție, destinația, în cazul nostru, this sample component și un working directory pentru fișiere temporare. Și pentru librărie ai nevoie să setezi un entry file. Eu am pus un public API, ei recomandă un public API file de unde să-ți importi absolut orice. Păi cum ar fi acel main.js în orice modul de Node. Da. Proiectul e... Ce folosește el? Webpack în spate sau build-ul el, știi, librăria asta? Folosește Rollup și Webpack. Folosește și. Cred că pentru UMD folosește Webpack și pentru restul Rollup. Înseamnă fișiere de configurare pentru Webpack sau... Le are în spate toate generate și el îți face build-ul ăla cu mai multe fișiere TC config, mai multe Webpack files, mai multe rollup configuration files. Deci o să vedem imediat ce generează. Și înăuntru în aplicație am folosit efectiv ng generate new module și mi-a generat aici un sample component module cu un fișier sample component în care, ce spuneam mai devreme, atunci când ai un module de Angular și importi în mai multe componente, în momentul în care le dau aici în declarations, nu mai poți să le trișeicui. Deja le folosește cineva. Decoratorul le folosește și nu ai cum să-l trișeicui. Adică orice trișeicăr nu știe să se ducă în așa fel încât să-și dea seama din cod dacă tu folosești modulul importat sau nu. Deci de-aia recomandă să folosești un singur modul pe componentă. O singură componentă pe modul. Nu, invers.
Și în public API am pus doar un re-export din sample module, în același timp aici poți să re-exporți alte tipuri de care ai nevoie. Practic ai nevoie de o interfață publică către ce anume vrei să distribui tu pe NPM. Nu, poate nu ai vrea să faci public tot ce ai aici și atunci nu mai îți adaugi re-exporturile. Eu în cazul ăsta export modulul, dar aș putea să mai includ niște clase înăuntru, niște tipuri care nu vreau să le export pentru consumatorii librăriei. Deci tu ai un modul care îl exporti în public API și modulul folosește o componentă. Da. Și în fișierul de configurare e zis să se ducă în modul. Da, în fișierul de configurare i-am zis să se ducă în SRC App Sample Component și să folosească public API. E doar folderul. Da. El caută public API. Exact, caută. Și ăsta e entry point-ul, deci începe să compileze. Bine, zici oricum indexii. Da, e irrelevant în cazul ăsta pentru că nu te interesează. Tu ce o să faci la tine în aplicație, în Webpack, adică dacă folosești Webpack, o să zici import sample component module from visma slash sample component. Da. Unul câte unul. Te ajută dacă ai cod în modulul tău ce nu vrei să-l exporti, da. Nu, dacă ai, de exemplu, typing-uri, nu știu, entități care ai vrea să limitezi accesul. Poate ai domeniu. Da. Bănuiesc că dacă am, de exemplu, un modul share, care folosesc toate, poate la văzut să facă cu mine, și vreau să-l export. Da, uite, altă chestie poate să fie, poți să mai adaugi helpere care peste modulul respectiv, dacă vrei aici în public API, care nu vrei să fie incluse în modul, că nu are legătură cu modulul. De exemplu. Da. De exemplu, am folosit chestia asta la package-ul care le-am scris. Eu am un modul care face anumite chestii și după am avut dat două, trei helpere care poți să le folosești sau poți să nici nu le folosești și le-am exportat, care fac chestii din modul. Da, la Angular cumva. Da, are sens ce spui. Mă gândeam la altceva. Zi. De ce exporti componenta dintre? De ce ai nevoie de un modul? De ce nu publici direct componenta? De ce nu publici direct componenta? Un modul care folosește acea componentă. În Angular cumva ca să și trebuie să exporti neapărat modul dacă vrei cumva să încarci să faci cumva lazy loading la ceva pentru o bucățică din aplicația ta. Deci aia nu poți să o faci fără un modul. Și în același timp, ca să compilezi, ai nevoie de un modul. Angular nu poți să compilezi doar o componentă, ci trebuie să înceapă de la un entry point, de la un module care să-ți compileze absolut tot. Deci nu te lasă fără. Nu poți să o incluzi doar componenta, nu. Adică poți să o importi la tine în modul dincolo, dar nu poți să mai faci lazy loading atunci. Dacă vrei să faci lazy loading. Să distribui modul ăsta pe NPM, poți să faci lazy loading? În mod normal, da. În mod normal, nu. Nu? Nu te lasă să faci lazy loading din NPM, fiindcă trebuie să-l incluzi în bundle. Asta te referi tu. Dar poți să creezi un alt bundle în care să-l... Da, de efectiv, pun pe NPM ce-ți rezolte și nu poți să faci lazy loading. Merge, e ok, dar fără lazy loading. Da, nu știu. Nu faci lazy loading. Nu ține de Angular. Dacă deci eu îl folosesc, am un modul de NPM la mine local și nu pot să fac lazy loading. Cu pe care depinde cum e. Spre exemplu, eu am lucrat cu React și am făcut cu Dynamic Imports. Ultima sintaxă de import paranteze. Fratele tu script type module. Și ideea e că făceai numai când erai la anumită rută să-ți încarci anumite componente. Ce știa el se uita automat, setup-ul nostru de Webpack, ne împărțea în componente și fiecare îți dea seama care bucăți trebuia să fie un chunk. Deci îți genera 10 chunk-uri sau câte, pe măsură ce navigai pe anumite rute, îți încărca și chunk-ul ăla pe care nu-l aveai. Era un main chunk, care era mare, și restul de componente pe care nu-l aveai. La fel funcționează și în Angular. Dacă spui modulul ăsta pe rute care e lazy load, de două să-l încarce doar. Exact. Ideea e că am reușit să fac ceva de asta builder cu exportat ca un JS și nu făcea fez-ul niște din NGC plus inline și cade.
lucrat la bă, la manager, chestia asta nu percepe. Am înțeles, da, n-am încercat. Dar în mod normal, practic, din ce genul este, ar trebui să te ajute să faci. Ține de Webpack? Poate ține de Webpack și ce-ți oferă CLI-ul de la Angular, configurările de Webpack poate nu sunt. Probabil. Nu știu să zic nicio. Ei s-au luat, poate de asta de unul. Și pe lângă fișierele de entry point, modulul, public API-ul, ai și un package JSON în care efectiv îi pui ca peer dependencies Angular core și common, pentru că asta practic le folosești la tine în modul momentan. De ce peer dependencies și nu dependencies? Pentru că nu poți să nu vrei să forțezi utilizatorul să-ți folosească o anumită versiune de Angular. Vreau să depun dependencies, să nu-mi ții pe editorul și după aia să fie transformat în peer dependencies. Dar tu nu forțezi package JSON ăsta decât la build time, asta nu are legătură cu aplicația ta. Deci package JSON... De exemplu, import router, Angular router. Da. Nu comentează editorul, că nu găsește. Nu poate că folosește package JSON din root. Din rădăcină. A, păi da, dar poate nu l-am în același tree, știi, undeva mai sus. Da, nu. Deci că include două componente diferite, care, deci dacă îi pune în dependency sau în... Dacă pune în dependency. Da, pun dependency. Și include două librării diferite care folosesc versiuni diferite de Angular. Nu, o să fie conflict în cazul ăla, da. Și dacă n-ar fi flat în dependency tree, atunci ar fi într-adevăr două versiuni diferite și tu nu știi care o să îți încarce ție aplicația. Eu am două foldere. Unul e Apple și unul e libul meu. Pe libul meu nu am un package JSON care cu dependencies. Păi ăsta e peer dependencies. Da. Dacă ar fi dependencies, nu m-ar țipa editorul, că le-aș instala acolo. Dar nici asta nu urlă. Păi nu urlă, că are un node modules undeva mai sus. Da, are, cel al aplicației. Cel al aplicației. Dar ăsta e într-un folder diferit, libul, într-un folder diferit, undeva mai sus. Și atunci se pune problema asta. Păi da, dar poți să-i spui de unde să-ți încarce, la resolver. Da, numai că ar fi fain ca eu să am... Tu, momentan, la Webpack și la tsconfig și la toate alea ai module resolution node, dar poți să dai altfel de module resolver. E o chestie simplă pe care putea să facă tool-ul ăsta. Să-mi ia dependency și să mi le transformă în peer dependencies. Pur și simplu copiază JSON respectiv și modifică da, un tip. Da, corect. Deci atunci, na, asta e destul de important, că libul tău nu e exact super. Da, eu v-aș vrea să fie acolo. Câteodată vrei. Fiindcă știu că-s modul. Să nu fie acolo. Da, bun, dar asta e cumva o aplicație, e un DevApp. Tu când dezvolți o librărie de componente, tu ai nevoie ca cel puțin să ai aplicația care să poți să testezi asta, nu? Da, păi, cum faci atunci în librărie? Cu link. Poți să ieși din test. Poți să ieși din TypeScript config, să zici, bă, încarcă-mi și de acolo, dacă mi se cere asta, nu? Sau Webpack. Da, așa e. Nu știu ce să zic, nu este o variantă cumva standard ca să meargă. Am încercat asta și a mers pentru noi și mă bucur că poți să rulezi toate testele. Mă întrebam dacă te duci cu aceeași problemă. Păi aici nu e problema asta, fiindcă nu am vrut să ajung acolo. Deci am evitat problema asta prin asta. Și oricum nu este scris de doar link. Poate vrei să le ai și pe un GitHub separator link. Păi da, păi nu, stai. Mulți includ, nu știu, și cei de la React și poate și cei de la Angular, sigur, îți includ și ce publică pe NPM, îți includ într-un repo pe GitHub și cu tagul respectiv. Și atunci tot timpul ai acolo. Ce? E build-ul deja. Nu, l-ai deja build-uit. Nu e sursă. Poți folosești, nu știu, Git submodules pentru asta. Nu ai vrea. Da, mai e motivul pe vechi. Poate ai zis și la voastră pe o peer dependency să-ți pui Angular, da? Nu vrei ca să ți le pachetezi în pachetul final. Asta a fost motivul pentru care nu l-am pus. Exact. De cel mai important, de-aia vrei la peer dependencies. Păi da, eu zic că e ok peer dependencies, dar nu acum. Aș vrea un disk, când mi-ai scumpat, bundle-ul, acolo să fie un package JSON care e exact ăsta, poate fără scripturi și cu dependencies în loc de peer dependencies. Mm-hmm. Știu ce zici. De acord și am avut exact problema asta și am făcut, o să-mi put de peer dependencies și peer dependencies. Nu, de dependencies și peer dependencies. Pentru că dacă era dev, era doar în contextul de dev, dacă era peer, era... Da, ok. Asta
Asta am făcut noi. Nu mi s-a părut ok. Adică, mă gândeam că sigur nu așa se face. Dar e soluție bună să-l pui la dev atunci. Atunci nu ți-l... Nu te deranjează atunci. Adică de ce trebuie să faci chestia asta? E nașpa pentru că eu folosesc timpul tău. Și deschid pe KJ să nu și văd că ai de... Și nu-mi trebuie, adică e ceva în plus. De ce te-ai schimbit vreodată în package-ul sau nu de la Link? Păi nu, dacă nu o să ruleze pe install, o să-ți instaleze. Stai. Nu. Dar o să instaleze cel care folosește librăria, nu? Când faci development, ai nevoie să fie instalat. Dar când faci deployment, package-ul nu mai e. Dar n-ai vrea să ai... E mai ok să-ți arunci o excepție legată de versiune decât să se pună, să zice, bă, care vrei. Colegiul nostru era vorba de React și chiar aveam nevoie, fiindcă aveam, în fine, așa a fost la noi, mi-a făcut un test bed care era local. Deci aveam nevoie de React pentru el, dar nu m-a antivalut. Da, am văzut, variantele propuse sunt mai multe. Una era să-ți pui într-adevăr într-un lip separat, să-ți build-ui și după ce ai build-ui să ruleze ng-serve, să vezi cum îți rulează aplicația. Nu mi-a prea plăcut, ca development time e mai mult. Exact. Componenta e simplă, are spec-uri, nu are absolut nimic înăuntru, un HTML sample component. Nu, doar acum începem să facem așa. Deci eu vin și vorbesc despre ceva ce noi nu facem, știi? Și material design, toți au. Exemplu? Ei au lucrat foarte mult la partea asta de build. Și dacă rulez npm run build lib, o să genereze în folderul dist un folder sample component, unde înăuntru o să ai practic tot ce vorbeam mai devreme. Typing-uri, package JSON cu... în primul rând package JSON, exact. Ne adaugă 4 field-uri noi. Primul este main cu UMD-ul, al doilea e S5 cu importuri și exporturi și al treilea e de fapt S2015. Și astea sunt field-urile cumva la care s-au ajuns la un consens că vor fi folosite pe viitor pentru a defini în package JSON diferitele tipuri de fișiere JS cu module, fără module. Și în ultimul rând, typing-urile pentru sample component, toate generate cu Angular Compiler. Da, ăla a rămas. Public API-ul, doar definition-ul, definition, metadata și înăuntru în ArrondVisma avem sample component-ul cu astea-s comentariile JSDoc pentru Google Closure Compiler. Styles-uri, anyway. Compilat totul. Cu map. Și flattened. Și obfuscări. Ca să faci development la partea asta, cumva tot ce trebuie să faci în aplicația ta e să importi modulul în aplicația generată de Angular CLI, sample component module. Doar că trebuie să fii atent ce îți referențiezi în aplicația de demo și ce referențiezi direct în sample component module. Că asta e problema. Ca să funcționeze toată partea cu bundling-ul. E un pic de monkey patching aici, dar funcționează. Pentru ce nu s-a lovit încă de asta. Pe viitor, sper că cei de la Google să lanseze un dev kit serios, mai serios decât Angular CLI pentru partea de librării. Mai ales după ce și-a făcut data reclamă cu componente reutilizabile, Shadow DOM, Scope CSS, să treci prin atâția pași ca să poți să faci o librărie, să o distribui pe NPM, mi se pare un pic cam mult. Și acum, nu știu dacă mai avem timp, dar mai băgăm urând întrebare. Ups. Ca și sumar, practic nu este niciun tool în ziua de astăzi, avem Angular Package Format care definește practic contractul dintre core developers, library developers și application developers. În principiu trebuie să știi că trebuie să pui toate cele trei bundle-uri acolo pentru S6, Flattened, UMD
Și într-un final, cumva, la colaborarea dintre application developer și library developer s-ar trebui să ducă la cât mai multe module de genul și componente pe NPM. Questions, dacă mai sunt? Am stat o săptămână pe chestia asta și mă îndoiam. Păi mă gândeam. Ați simțit vreodată nevoia să aveți, nu știu, resurse în modul, gen imagini? Ce ați făcut? Sunt cazuri în care să ai, da. Atunci ce faci? Cum le încarci? Da. Asta trebuie să faci din un loader de Webpack, nu prea altcum acum. Te uiți în toate modulele pe care le folosești? No idea, n-am folosit. Dar, da, cumva resursele statice ce le folosești pe lângă, ar trebui să poți face ceva cu ele. Nu știu, un pre-built script, ce să ți le copiezi într-un fișier temporar pentru Webpack Dev Server sau... Nu știu. Înainte așa foloseam, cel puțin. Pe Angular 1 aveam un pre-built script care îmi copia resursele statice din Node Modules într-un folder temporar de unde le serveam cu un web server. Unde folosești modulul ăla? De exemplu, nu știu, ai imagine care doar un modul care faci lazy load din Azure sau am imagine poate că nu folosesc timpul ăla într-o aplicație, am altă aplicație care folosește deci nu poți pune net sau nu știu avem traducerile de la texte și momentan sunt toate în app-ul care consumă toate librurile și ai vrea să le spargi. Da. Și al JSON-ului, bănuiesc. Așa. Acolo măcar ai JSON loader, se poate. Da. Poezia firme. Nu, nu știu încă pe din cap, dar am înțeles că trebuie să o știu. Cum ai putea să faci debugging? Din punct de vedere al consumatorului de librărie sau al developerului de librărie? Ceva nu merge. Exact, tu vrei să schimbi o culoare. Ceva păi în cazul ăsta te ajută Webpack foarte mult, fiindcă acolo noi, dacă ai văzut, în Visual Studio Code trimitem și map-urile. Și cândva o să-ți facă mapping între codul inițial, între typing-urile de TypeScript combinat cu JavaScript. Deci o să ai acces la ceva surse. Da, întrebarea care faci tu debug la componenta ta să vezi cum merge, să faci alt proiect și un catch nu, în nu. Proiectul ăla nu. Sau direct în proiectul ăla rulezi? Nu, de-aia am folosit Angular CLI în cazul ăsta ca să poți rula deci, tot. Deci, pur și simplu, tu ai o aplicație de Angular. Asta e o aplicație de Angular care, dintr-un folder, dintr-un modul anume, poți să-ți compileze o librărie. Vine și zice ng-serve, dacă mai merge, de când mi-a pus npm 5. Așa cum se pornească, de fapt. Ok. Și practic ai tot work environment-ul. Vii și editezi ceva în Visual Studio Code. A, și tu din chestia asta de fapt export doar partea care ți-o. Exact. Vii în template și zici... Acum am înțeles. Nu am gândit. Păi asta cumva era îndumerirea mea când m-am apucat de asta. Bă, am nevoie și de un work environment decent, să poți să faci development. Eu făceam alt work environment, dădeam link la componenta mea și după aia... Și asta se poate. Dar cumva atunci ar trebui să schimbi tot timpul între două chestii. Scrii ceva TypeScript într-un loc cu o componentă, compilează-o, folosește-o din coace. Nu neapărat, poți face link la sources, știi? Da. Și după aia folosești sources, să vezi că merge și după aia publici. Faci build-ul și publici. Exact. Deci, dar tot trebuie să faci link la fiecare, să ai link, un link, ar fi fain să ai și task-uri pentru el. Exact. Avem demo. Noi chiar vrem un demo app în companie, fiindcă vrem să facem cumva așa un folder cu toate componentele ce sunt firmă, more or less React, Vue, Angular și să ai un demo și o documentație cu API. Eu folosesc Storybook, în care dai drumul la Storybook și pornește și îți încarcă componenta respectivă. Știu, dar... Na, vreau să mă încarce Angular, vreau să mă încarce o componentă de React, vreau să mă încarce o componentă cu Vue. Adică ai nevoie de un demo app adică pentru. Tu vrei să testezi componenta ta în izolat, adică vrei să fie să vezi că merge fără nimic. Ah, da, corect, pentru testare, da.
La noi a fost cazul în care am făcut Java cu Angular și cumva pentru fiecare feature poate să aibă server de Java și web-ul de Angular. Deci vreau să le ținem undeva într-un folder care nu are nicio treabă cu aplicația de Angular. Și atunci nu ai ce să... Atunci trebuie să le link-ui. Ori le, trebuie să le link-ui și n-am mai este dezavantaje. Nu mai poți să generezi cu CLI. Nu. Dar nu mai aveți pui și tu acolo un app, un Angular. LOL, normal. Da, deci, mulțumesc.